Acest turneu este al patrulea din circuitul Tennis Partners și al doilea de nivel Gold, ce se desfășoară în acest an la Suceava și este organizat de Asociația Județeană de Tenis Suceava, Clubul Sportiv Select Suceava, Direcția Județeană de Sport și Tineret Suceava, Clubul Sportiv Municipal Suceava și Monitorul de Suceava. Înscrierile s-au făcut pe site-ul www.tennispartner.ro. În concurs intrând peste 60 de concurenți din județul Suceava și din țară, din zona Moldovei. Cupa Select va avea 3 tablouri în concursul de simplu, după nivelul de dificultate, mai exact 5, 6 și 7, în timp ce la dublu va fi nivelul 6 și nivelul 7. Mâine începe un nou turneu Tennis Partner, al patrulea din sezonul acesta. Este Gold, este cel mai valoros ca puncte și sperăm ca și la această ediție sportivii clubului nostru să se claseze pe podium. Câți sportivi s-au înscris până acum la acest turneu? În jur de 60 de sportivi. Din toată țara, din Moldova și din județul Suceava. Turneul se va desfășura pe parcursul a 3 zile, nu? Da, turneul va începe vineri și se va termina duminică, după amiază. Este primul concurs din categoria Gold în acest an? Este al doilea concurs din acest an și, să nu spunem, ultimul din anul acesta. Bun, și în calendar competițional ce va mai urma? În calendarul competițional va urma Memorialul Leon Băncescu pe 11 septembrie, Spartachiada Profesorilor pe 17 septembrie și premiera la Cupa Monitorul pe 24 septembrie, cred. Plus competiția pentru copii în weekendul 9-11 septembrie la copii. Da, și Cupa Monitorul la copii pe 9-11 septembrie. Tot în acest weekend, o parte dintre sportivii de la CS Select Suceava participă la o altă competiție din circuitul Federației Române de Tenis, Cupa de Toamnă de la Botoșani.